ziua, mă. Aveți curent electric? Scoți, te rog. Aveți curent electric? Închide camera. De ce? Așa te rog eu. Aveți curent electric? Unde te duci? Treaba mea, unde mă duc? Tu vrei să te grăiești poliția, probabil, da? Da. Acuși chemăm și poliția. Dar nu tot ce asta e? Proprietate privată? Da, curtea privat. Asta? Curtea asta? Da. Fii serios! Să știi. De unde te-ai trezit? Și-ai sunat la poliție și tu zici, șezi cu minte că n-ai niciun temei. Te vreau să mă dom, pe ce să vii ești? Unde mă dom, măi? Curtea asta? Te vreau să mă dom. Curtea comună e mă dom? Te vreau să se dă. Da, da, da. Dar cine-o fi mincinosul ăsta? Diversantul. Ia vreau să vii o dom. Asta e ordin sau rugăminte? Rugăminte. Ei, nu m-am mai rugat, eu zic să te mai gândești. Îl crezi? Ce ocazie? Ce? El îți spune minciuni, Natal, crezi? Nu, eu vă întreb, eu ați nu, eu minciuni, eu am întreb până în curte, am filmat și am plecat. El îți spune minciuni, un diversant, ar trebui poate să o rețui că spune minciuni. Dar nu mi-e treabă cu ușa lui. Hai mai spune, hai mai spune. Că toate astea sunt împotriva dumitale. El are când, sigur că da. Pentru chemare falsă ar trebui să-l trageți la răspundere. Și eu sunt gata să merg la sector, să dau imaginile video. Dar unde așa cu camera, mă? E pe loc aici. Este și stăpână și domnul. Domnul... Oleg Brega. Domnul Brega. Ah, eu vă cunosc. Și de atât te-ai gândit să-mi faci o padleancă, da? Nu, n-am nici cu tine. Unde și spui minciuni, băi, nesâmțitule? Și spui minciuni. Am intrat în curte, băi, n-am intrat la tine în casă. În casă ce ai bătut? Am bătut la tine la casă. Poate ai halucinații. Sper că nu. Poate. Sper și eu, că altfel îmi pare rău de sănătatea ta. Domnul Brega, iată că am și ocazie. Te-am încercat dumneata de minte. Să văd de ce ești capabil. Am văzut de ce ești capabil. Am văzut că aici ceva de ascuns înseamnă. Chiar interesant, ori ce ascunzi aici? Eu ascund? Da, dacă ai inventat povestea asta cu intratul în casă ta, ceva, ceva pui la cale. Dar ce faci? Cred că domnul să greșește. Eu cred că dumneavoastră trebuie să aveți pretenții la el, că v-a chemat degeaba. Nu v-am chemat degeaba. V-a chemat degeaba. Și ați cheltuit banii degeaba. Și asta semnă un... Dacă doriți să puteți intrați. Acum să aduc. El are un căcat ceva la cor și e rușine. Nu a mai fost apartamentul ăsta. Tot așa v-a chemat. Cu oameni care au intrat în curte. El consideră curtea asta e a lui privată. Că vecinii atunci a drept a fost așa o bătaie. Da, aia da. Ce e, dar nu se poate.